Mă numesc Diana Preotesei, sunt profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Regina Maria, Mănăstirea Cașin. Sunt Blănaru Cristian, sunt coregraful ansamblului Mungurașii Mănăstireni din localitatea Mănăstirea Cașin. Așa cum ați înțeles și de la elevii noștri, ansamblul a luat naștere în octombrie 2017. La inițiativa noastră am căzut de acord să îmbinăm talentul și tehnica domnului Blănaru, care mulți ani a activat în ansamblul Doina Trotușului Onești, cu, să spunem, experiența mea profesională în învățământ. Da, cum a spus și colega mea, experiența mea vine de la ansamblul folcloric Doina Trotușului, care mai înainte arătam că îl port aici la inimă. Acolo am început dansul popular. Dragostea pentru muzica populară și pentru dansul popular se trage din familie. Tatăl meu, activând și el nu o lungă perioadă de timp, dar activând la ansamblul folcloric Doina Trotușului ca și solist. Îmi place ceea ce fac, mi-a plăcut ceea ce fac. Ansamblul folcloric Doina Trotușului mi-a oferit plecări în străinătate, mi-a oferit foarte multe bucurii, foarte multe spectacole și concursuri în țară și m-am gândit să ofer și eu copiilor din comuna în care locuiesc aceleași experiențe. Din păcate, odată cu venirea pandemiei, am ratat plecarea în străinătate, un festival internațional în Treviso în 2020, dar sperăm că pe viitor se va termina și vom putea să facem mult mai multe și să ajungem mult mai sus. Da, într-adevăr, cum spune și Cristi, și eu am înaintat și în familie. Tatăl meu a practicat dansul popular în formația Căminului Cultural Mănăstirea Cașin acum în jur de 40 de ani. Am asistat la repetițiile lor care se desfășurau aici în localitate și bineînțeles că au avut rezultate frumoase pe scenele festivalului Cântarea României, cum era în perioada aceea. Transmitem cu drag aceste dansuri populare. În afară de dansurile populare, bineînțeles, copiii învață în cadrul ansamblului să se comporte civilizat, să fie organizați, sunt cumva forțați să-și organizeze foarte bine timpul liber, astfel încât să facă față repetițiilor, dar și învățatului de acasă. Aici au legat prietenii, aici, cum spuneau și ei, sunt sigură că erau sinceri, sunt ca într-o adevărată familie. Am fost într-adevăr la multe concursuri din țară, putem să enumerăm pe cele din județ, la Târgu Ogna, la Bacău, elevii au talent, la Suceava, la Tezaur Valah. Da, am fost și la spectacole mult mai mari, Tezaur Valah de la Suceava, unde au fost în jur de 100 de chiar mai mult de 100 de participanți, iar cel mai mare spectacol, cel mai mare concurs, festival concurs internațional la care am participat cu copiii, au fost în județul Dâmbovița, la Găiești, unde chiar au fost apreciați public de către președintele juriului, un juriu profesionist format doar din profesioniști, membrii ai Rapsodiei Române, fostul coregraf al Rapsodiei Române, care și-a exprimat public aprecierea față de acești copii și unde acești copii au, nu trebuie să trecem peste faptul că acolo era un concurs de adulți, nu de copii, și acești copii au luat locul 1 atât la dansul bărbătesc, cât îl primul întâi la dansul bărbătesc și primul întâi la dansul mixt, ceea ce este o realizare, nu vrem să ne lăudăm, dar trebuie să spunem acest lucru, să-i lăudăm pe ei. Au muncit alături de noi și au ascultat, au depus un efort fantastic, au dat multă transpirație acești copii de nivel. Am ajuns aici datorită faptului că am avut sprijinul Școlii Generale Mănăstirea Cașin prin domnul director Lupeș Romeo, am avut sprijinul Primăriei Mănăstirea Cașin prin domnul primar Gabriela Preotese, domnul viceprimar Gheorghiță, Consiliul Local care a fost în trecut, iar acum avem sprijinul în continuare, sprijinul școlii, doamna director, avem sprijinul primăriei prin doamna primar, prin domnul vice care sunt acum, fără ei dânsi clar nu am putea face acest lucru. Datorită primăriei avem costumația, datorită școlii avem locul unde să repetăm, avem sculele cu care să repetăm și deci, fără ajutor. Practic este o muncă de echipă, da, echipa fiind mai mare decât ceea ce se vede acum. Voiam să mai amintesc de participarea noastră la o
tabără de folclor de la Edineț din Republica Moldova, unde ne-am deplasat echipa mare de partea de seniori boom. Am stat acolo o săptămână, am participat la spectacol și, bineînțeles, la rândul nostru am primit o grupă de vreo 20 de elevi din Republica Moldova. I-am găzduit, adică părinții copiilor din ansamblu au oferit cazare și masă acelor copii. Practic, ei s-au simțit aici ca într-o tabără, dar mult mai plăcută și caldă, aș spune eu. Și vreau să mai amintesc despre proiectul nostru, și anume festivalul concurs de folclor Regina Maria. Noi am avut o etapă în 2019. Au participat, am avut foarte mulți tați, multe ansambluri din județ, care au apreciat strădania noastră. Era primul nostru festival organizat. Bineînțeles că toată lumea s-a simțit bine, a plouat cu premii, trofee. Cristi, mai adaugi ceva despre? Da, la festival am avut onoarea de a avea alături de noi ansamblul Zestrea de la Bacău, care am legat o prietenie cu coregraful acestui ansamblu și cu care sperăm să avem în continuare o colaborare foarte bună, bineînțeles că și cu celelalte ansambluri, Patra Satului, de la Săucești, de la Poduri, Păunașii de la Poduri, aproape din tot județul, și vrem să organizăm în continuare, dacă se termină pandemia, vrem să mergem cu acest festival în continuare. Pentru că acest festival concurs este prins în calendarul județean al activităților extrașcolare și aproape că suntem obligați să-l organizăm, dar nouă ne face mare plăcere, pentru că, după cum vedeți, copiii sunt foarte implicați și chiar acum, pe perioada pandemiei, în permanență ne întrebau când începem. Le este dor să danseze, le este dor să se îmbrace în costumul național. A fost întrebarea care am auzit-o cred cam de 2-3 ori pe săptămână din partea tuturor, când începem, când facem, când... Pentru copii este o plăcere, este, să știți, un efort fantastic pe care îl fac. Dansurile astea sunt dansuri de ansamblu profesionist, în mare parte sunt dansurile ansamblului folcloric Doina Trotușului, sunt luate și de la Doina Trotușului, nu doar de la Doina Trotușului, dar sunt luate și de la Doina Trotușului, care în trecut, în anii din 70 până în 90, au fost în primele 4 ansambluri pe țară. Adică a fost ceva fantastic, au reprezentat România peste mări și țări. Vorba profesorului meu, care nu trebuie să uităm, datorită lui am ajuns eu ce sunt azi în dans popular, domnul Francis Henășel, maestru coregraf domnul Francis Henășel, datorită lui am ajuns și la Găiești, că nu pot să spui, domnule, sunt ansamblu Munguraș și Mănăstireni, știți, am 4 ani de experiență, dar vreau să vin la dumneavoastră, ai un copii. Nu, deci un ansamblu de adulți, la un festival profesionist intri foarte greu. Și chiar l-am invitat, a fost cu noi, ne-a reprezentat acolo și sunt foarte mândru că este alături de noi și ne ajută cu sfaturi, ne ajută cu ce este nevoie, ne ajută și cu costumații când avem nevoie, ne-a ajutat și în trecut și pentru asta îi mulțumim foarte mult și tindem să mulțumim, să nu uit, vreau să mulțumesc atât celor din școală, dar să nu uităm de șofer. Deci nu vreau să uit acești oameni care așa și au doar weekendul liber, doar sâmbătă și duminica liber și atunci noi avem spectacolele și ne însoțesc necondiționat unde am fost, la orice spectacol am fost, atât Adrian cât și... Am fost întrebată săptămâna aceasta dacă mai avem nevoie de sprijinul lor. Da, într-adevăr, avem mare nevoie de sprijinul lor, de sprijinul doamnei director Iordache Felicia, doamnei primar Adriana Enache, pentru că nu putem. La început, într-adevăr, am mers la spectacole cu mașinile părinților elevilor, dar este normal și corect să mergem în mod organizat, cu microbuzele școlii. Sunt activități extrașcolare, mare parte a elevilor fac parte din școala gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin sau au fost elevii acestei școli și aici vreau să amintesc de rolul dansului popular. Dansul popular nu este un simplu sport, nu este o simplă mișcare. Dansul popular îi ajută pe copii, le formează multiple aptitudini, cum spuneam și înainte, îi organizează extraordinar de bine
Și în afară de asta, consider că este o datoria noastră, da? Să le transmitem copiilor dansul, folclorul, obiceiurile, pentru că până la urmă asta înseamnă identitatea noastră ca români, da? Identitatea locală, națională. Sunt sigură că acești copii vor dansa toată viața și mai mult ca sigur și copiilor vor iubi dansul și folclorul. Și eu din toamnă sper ca și copilul meu să facă parte din ansamblu Mungurași și Mănăstireni, să predau ștafeta mai departe. Copilul tău care intră în clasa pregătitoare. Intră în clasa pregătitoare, da? Acesta, da. Luăm din timp în ansamblu. În echipă. Da, vom începe cu o nouă grupă. Ansamblu este format din 3 grupe de vârstă, juniori. Noi i-am numit noi juniorii, boboceii, juniorii și seniorii. Ca și vârstă sunt pe clase de la clasa 0 până la clasa 4, de la clasa 5, clasa 8 și clasa 9 deci până... 6-10 ani, da. 10-14. Și 14 până... Cât vor ei, cât să, vor rămână. Ei să rămână. Noi, eu sper ca pe viitor, din toate aceste grupe, în anii următori, să avem un ansamblu folcloric de adulți. Când vor deveni acești copii, care sunt acum copii, vor deveni adulți, să avem un ansamblu folcloric semi-profesionist sau chiar profesionist. Ca să ajungem la profesionist este nevoie de sprijin mult mai mult din partea la toată lumea. Este nevoie de timp. Atunci, profesionist înseamnă să fii angajat. De asta este foarte greu. Dar măcar semi-profesionist. La ora asta copiii dansează ca niște semi-profesioniști, adică s-au ridicat la nivelul chiar spre profesionism. Am spus, la Găiești am câștigat, am luat premiul întâi cu profesioniști, da? Am bătut cu profesioniști și am luat premiul întâi. Să sperăm că vor fi timpuri mai bune, astfel încât acești tineri să nu plece din țară. Dacă pleacă prin orașe din țară, reușim să-i aducem la repetiții, măcar o dată pe săptămână, dar dacă merg mai departe, Cristi are experiența asta. Am experiența asta, deci nu e primul meu ansamblu, m-am ocupat de la Doina Trotu și m-am ocupat ca și asistent coregraf, ca și asistentul domnului Francis Henașer, m-am ocupat de juniorii ansamblului, formând diferite grupe, la licee, la liceul Nadea Comănici, la liceul Colegiul Tehnic Petru Poni, la școala profesională din TCR. Am și acolo, mai ales în TCR, am avut niște dansatori formidabili, care începeam cu ei din clasa 9, când ajungeam clasa 11 acolo sau respectiva 12 la liceu, că plecau în străinătate. Cum îi motivez? Sincer, nu știu. Eu aduc în repetiții partea de armată, să știți, nu-s chiar cum toate ați întrebat, dacă sunt dur. Nu știu dacă sunt dur sau am cerințele de a se respecta ceea ce spun. Am această verticalitate, exigență, da. Pentru că altfel nu sunt rezultate. Putem, cu te rog frumos, nici într-un caz nu putem să ajungem. Doar te rog, da. Și apoi ei, nu putem ajunge la rezultatele astea. Este nevoie de foarte multă muncă și este nevoie de foarte seriozitate. Seriozitate. Dacă n-ar fi seriozitate, dacă nu ar respecta ceea ce spun, clar nu s-ar ajunge la nivelul. Deci, la un moment dat se ajunge și aici. Deci sunt copii talentați, majoritatea sunt talentați, sunt și copii care, domnule, talentul vine de la Doamne, vine de la Dumnezeu. Sunt și copii care nu sunt talentați, normal, și au fost și copii în ansamblul ăsta. Noi am pornit în primă fază cu vreo 100 și ceva de copii. Acum avem 60. Deci în prima serie, când am făcut primele repetiții, am început cu 100 și ceva de copii care încet au renunțat singuri, s-au triat singuri. Eu îi las de regulă să se treze singuri. Bine, acolo unde văd că există dorință foarte mare, încep să le ajut să facă, dar nu toată lumea poate să danseze, trebuie să înțeleg. Am avut unii părinți care n-au înțeles treaba asta, îmi pare rău, dar nu poți dacă nu există aptitudine. Cum la fotbal există aptitudini pentru fotbalist sau la handbal pentru handbal, la dans sunt anumite aptitudini pentru dansator. Și oricât s-ar dori copilul să facă, nu poate. Eu nici chiar pe fratele bunul din frații mei, pe unul l-am făcut dansator la ansamblu de noroc, pe unul nu am reușit, pentru că el își dor. Nu am reușit datorită faptului că nu avea aptitudini. Deci cei care nu sunt înzestrați de la mama natură, da, cu reghe muzicală sau cu ritm, unii dintre ei rămân pe lângă ansamblu, da, ei vin în continuare la repetiții, stau cu noi, adică nu sunt excluși sau alungați în niciun caz. Când omului îi place ceva, nu-i poți interzi. Ne sprijină în anumite feluri, dar nu participă activ în ansamblu. Nu merge la spectacole, la concursuri și
dacă vede că azi n-am mers la un concurs, mai n-am mers la un concurs, mulți dintre ei renunță. Pentru că nici nu putem să stricăm munca la dorință. Eu înțeleg dorința și eu am avut dorința și mulți au dorința de a dansa. Mulțumesc Dumnezeu, am reușit. Mulți colegi de-ai mei cu care am început eu dansul nu mai dansează de mult. Suntem foarte puțini care mai activăm în dans din care am început. Chiar l-am avut pe Marian Lungu, care acum mi-a făcut costumele, această costumație frumoasă. Și mi-a spus, băi, omule, ai un noroc formidabil că ai avut administrația locală de partea ta, ai avut școala de partea ta, că ați avut o colaborare și ați format o echipă, că altfel nu făceai, nu reușeai să faci. Mi-a zis, băi, nu reușeam la nivelul ăsta, într-adevăr. Munceam, nu aveam cum să ajungem la nivelul ăsta, să ajungem la festivalul internațional, e clar că fără sprijin financiar nu se poate, fără costumat la fel nu se poate. Da, avem costumația veche. Aș vrea, uite, că tot ne amintim pe parcurs, să mulțumim și sponsorilor noștri care ne-au ajutat foarte mult și la plecările noastre la mare, la festivalul Cânt și Joc Dobrogean, de fapt era retrospectiva festival. Și, într-adevăr, pe lângă sprijinul părinților, am mai avut sprijinul, nu le știu firmele, doar numele persoane. Nu-i nevoie, dar trebuie să aducem în discuție persoane. Este vorba de domnul Ilie Mihai, de domnul Fudulache Mihai. Da, Ghilogaș, Marian. Așa. Au pus umărul, da, și ne-au ajutat cu deplasarea. Unde a fost nevoie? Totdeauna am găsit la... De ce dansul popular? Păi să vă spun cum am început. Nu, vă spun eu, nu. Eu am făcut și sport. Chiar dacă acum nu mai încap în cadru, am făcut și sport. Am făcut atât fotbal, cât atletism, cât și handbal. Handbalul chiar... am ajuns și chiar la lotul național. Nu știu dacă contează asta, dar am făcut sport. Am făcut liceul sport. De ce dansul? De ce dansul? Pentru că în liceul sport, când eram la liceul sport, se organiza și bine se făcea, se organiza preuniversitaria. Acolo era un concurs între licee în care se prezenta, era un concurs, se prezenta dans popular, dans modern, misuri și ce mai multe activități. Copiii erau puși să facă anumite activități. Acum nu mai avem această portă. Și acolo bracolat în școală, selecționat, domnule, cine vrea să vină la dansuri? Eu chiar erau mai colegii ca asta și eu m-am ținut de doamna Pătrățeanu și de domnul Antohie, domnul Sărătic a decedat, domnul profesor Antohie, domnule, vreau să fac dans, vreau să vin și eu la dans, pentru că îmi plăcea, pentru că am văzut la părinții mei, pe tatăl meu cânta mereu prin casă, am ascultat mereu muzică populară și am văzut la ei și vroiam să învăț să dans. La una din repetiții a ajuns domnul Franceschenăș, maestru coregraf Franceschenăș, și el și ne-a spus, tu, vreau să veniți un pic să încercăm la Dorina Toșa. Și mi-a plăcut de asta dans, pentru că mi-a plăcut, pe lângă sport și pe lângă, mi-a plăcut să fac dans și îmi place. Am și un pic de naționalism în mine, vreau să nu dispară ceea ce e istoria noastră. Ce definește ca nație. Da. Este istorie, este vorba de istorie. În dans este vorba de istorie. Tot mai le spun copiilor în repetiții când trebuie să uite la fată, trebuie să zâmbească fetelor și invers, fetele băieților, dar faptul că noi punem în scenă acum la ora asta, punem în ceea ce făceau, bineînțeles, stil, ceea ce făceau stră bunicii noștri, strămoșii noștri la hora satului sau la... De asta, deci îmi place ceea ce fac, voi face în cont. Atât cât și voi putea. Strigăturile care însoțesc dansul popular, frânturi de istorie, da? Și de ghime a poporului nostru. Noi suntem la limita județului, de aceea foarte multe obiceiuri se întrepătrund, da? Ale noastre sunt preluate de cei din Vrancea, bine, zona ideografică, Trotuș, care cuprinde și Valea Cașii. Noi avem influențe din multe locuri, da? Suntem moldoveni, suntem moldoveni, suntem munteni, pentru aici cei din Rucăr și Dragoslavele. Și ne-au adus și port. Noi acum suntem îmbrăcați cu portul moldovenesc, tradițional moldovenesc. Femeile de la ambii, chiar și bărbații au mai schimbat portul, doar că nu se mai poartă. Acum se mai poartă la nunți, ce este foarte bine. Se poartă costumul la nuntă, este foarte bine, rar mai vezi comunități care mai poartă costumul popular. Și îl poartă pe cel munt. Au o vechime de undeva la 6 ani. În urmă de 60 de ani s-au adus acele costume muntenești, chiar din zona Rucăr, de unde se tragă acești... Bine, maramele sunt, deci maramele de Borangic sunt și în zona Vrancea, da? În Vrancea, se din Vrancea. Iar fotele foarte, foarte apropiate de cele din zona. La ei este combinația, adică motivele au fost luate de peste tot. Da, dar noi
ne uităm la costumele vechi de peste uși. Avem costume moldovenești în zonă, nu costumești. Noi le folosim și pe unele și pe altele și chiar am acest plan de a face pe ori și, și dansuri muntenești. Am făcut oltenești, acum lucrăm la Dardeal, o să lucrăm și la Căluș pe viitor, dacă copiii ăștia nu... Pentru că Călușul este... Așa trebuie să ajungi la un anumit nivel ca să poți să-l începi. Și în planuri, avem un plan lucruri măreț. Sperăm din nou să ajungem la Treviso, Găieștiu fiind o poartă către Treviso. Treviso fiind primul meu festival internațional la care am participat în Italia. Mă atrage acolo, vreau să duc copii. Este un festival foarte, foarte mare, internațional, cu participare din foarte multe țări, pe care eu l-am câștigat în 2002 cu ansamblul Doina Trot și am luat premiul întâi acolo și vreau ca și cu elevii mei să iau premiul întâi la Treviso. Pentru aceasta ne dorim sănătate, pace, bine. Pace în țară și, da. Și în lume. Da, capra, avem capra de la Lupești, am luat-o, Luhomeca, care este obicei de aici, de zonal. Jocul cailor care s-a mai făcut de către doamna... Când eram eu copil, le spuneam călușei. Da, uite, iar mi-am amintit acum, formația de dansuri populare a existat și școala numărul 2 avea o formație foarte, foarte bună în anii 80, da? Iar acum 10-15 ani a mai existat o formație de dansuri, bineînțeles nu a ajuns la nivelul acesta, dar am putea spune că mănăstirenii au dansat tot timpul, da? Deci din bunici în străbunici, da, și nepoți, n-au ajuns la nivelul acesta, într-adevăr, dar totdeauna este loc de mai bine și noi sperăm să fim mai buni. Deci la nivelul lor de vârstă sunt printre primii pe județ, chiar spre primii pe țară. Vrem să ajungem chiar primii pe țară, vrem să ajungem, v-am spus, la un ansamblu folcloric de adulți care să se bată să ajungă primii pe țară. Acolo vrem să ajungem și să ducem numele acestei comune, că ansamblul nu este nici al meu, nici al lui doamna Diana și nici al meu. Este ansamblul comunității. A? Este un, chiar mă gândeam într-o zi, aș putea să-l numesc un simbol al comunei. Un simbol al comunei. Al comunei. Da. Proiecte de viitor, asta ne dorim, să ajungem cât mai bun, cât mai sus și la cât mai multe concurse. Până acum avem vreo 20 de concursuri câștigate. Se poate dansa fără mască? Ai, la repetiții ne omoară masca. Deci sperăm să ajungem cât mai sus, sperăm să scăpăm de această pandemie, să ne ține Dumnezeu sănătoși și să... putem face dans popular și să luăm din ce în ce mai mulți copii, pentru că acești copii care acum sunt la dansuri, îi vom vedea și pe la nunți dansând. Chiar în ultimul timp nu prea mai vezi tineretul dansând la nunți, decât pe muzică ușoară, pe muzică, sau prin cluburi. Iar când noi nu vom mai fi, unii elevi din ansamblu să ducă mai departe dansul și să instruiască ei formații de dans.